reușesc, știi pe unde sunt cheile de la mașină? Cred că sunt în buzunarul meu. Stai mult plecată? În 2 ore mă întorc. Bine, dar nu uita să iei lapte pentru că nu mai avem. Da, da, da. A, vezi că azi vine bunica, să nu te sperii de ea și să-i dai drumul la ușă. Mhm. Bunică, avem noi așa ceva? Ce vârstă o avea dacă mama Luane are 75 de ani? Luana! Luana! Luana, stai așa! Am plecat deja. Tu, cum ai ajuns în casa mea? Am intrat. A, dumneata, trebuie să fii bunica. Sunt, dar mai bine îmi spui Granny. Super Granny. Băbuța știe și engleză la 100 de ani. Frumoasă casă aveți. E normală, modestă. A, și nu ești lăudăros deloc? Frumos din partea ta. Și mai e și înaltă, cu mult mai înaltă decât Luana. Ai spus ceva, dragul meu? Eu sunt tare bătrână și nu aud prea bine. Mă întrebam ce vârstă aveți? Un bărbat bine crescut nu întreabă niciodată vârsta unei femei. Da, aveți dreptate. Ce mănânci tu acolo? Lapte cu cereale. Lapte cu fulgi? În ce hal a ajuns lumea asta? Un bărbat adevărat mănâncă carne cu cartofi proaspăt scoși din pământ. Aha. Mai pe la spate, mai pe față, asta îmi spune că sunt un pămpălău. Ce ai spus? Nimic. Dacă ai ceva de spus, vorbește tare, că nu aud prea bine. Am înțeles. Și nu trebuie să țipi, că nu sunt surdă. Am înțeles. Hai că-ți fac eu ceva repede de mâncare. Dar laptele! Nu te face mai puternic, te face... Pămpălău. Exact. Baba asta, uite tu ce spun eu. Gata mâncarea. Când ai făcut atât de repede? Noi femeile avem un dar. Gătim și facem curățenie mai bine decât oricine. Mănâncă, mănâncă! Dacă ar fi și Luana așa... Ori m-am micșurat eu, ori ea e până la tavan. Ce faci cu aspiratorul nostru? Arată ca o minge turtită. Tu vrei să spui că el aspiră? Și încă ce? Aspiră și dă și cu mopul. Rămâne după el lună. Te-am salvat, roboțel! I-ai pus și nume? Normal! Fără el aș petrece 2 ore în fiecare zi făcând curățenie. El e partenerul meu ideal! Mătura și părașul ar trebui să fie prietenii tăi! Ești bătrână și ramolită și lumea a evoluat în timp ce tu ai rămas în trecut! Au! Nu așa se vorbește cu o bătrână! Îmi cer scuze! Am exagerat. Încearcă totuși să nu spargi tot ce e în casa noastră. Bine? Nu! Deci asta e ce face tehnologia? Se pare că viitorul arată cam întunecat. Mi-ai ars puiul, mi-ai distrus cuptorul. Eu doar l-am băgat înăuntru. L-ai dat la maxim și ai introdus în el și lingura metalică, ceea ce nu aveai voie să faci. Sunt bătrână, dragul meu. Uit multe și știu din ce în ce mai puțin. Aha. Ce mă fac cu ea? Mă revanșez făcând curat. Pentru asta îl am pe robuțel. Spăl vasele. Avem mașină de spălat vase. Ce zici de rufe atunci? Le spăl sau le calc? Avem mașină de spălat rufe și uscător. Și atunci, voi, în ziua de azi, ce mai faceți? Noi ne uităm la televizor și pe telefon,
și cam atât. Aha! Foarte urât din partea voastră! Acum știu ce am de făcut! Felicitări! Ce faci cu sacul ăla? Gata! Gata ce? Am scăpat de toate! Spune-mi ce ai făcut! Nu mai aveți telefoane, tablete, calculatoare și televizoare! Puftim! Mai e ăsta mare! Unde-mi să... Dar am turnat apă pe el pentru că era prea mare ca să-l ridic! Ce ai făcut? Apa? Pe el? A făcut câteva scântei și s-a închis ecranul de tot! Și restul? Și restul? Nu! Tocmai au zburat de la etaj. Ești dusă cu capul? De ce ai făcut așa ceva? Trăiești viața altora. Trăiește-o pe ta. Asta și fac. Doar că din când în când mă mai uit și la alții. Trei sferturi din timpul tău liber te uiți la alții. Te urăsc și nici măcar nu te cunosc. O să-ți treacă. Mă duc să spun Luanii ce-a făcut bunică sa! Roboțelul meu? Ups! Roboțelul! Nu roboțelul! E doar un obiect. El făcea totul pentru mine. Acum tu faci totul pentru tine. Ieși afară din casa mea, chiar acum! Devii agresiv și nu-mi place asta. Știi ce? Ți-am acceptat toate toanele. Mi-am zis că ești bătrână, că nu gândești coerent. Dar de când ai venit în casa mea, numai prostii faci! Încerc să te ajut! Să mă ajuți? Să mă ajuți? Mi-ai dat toată viața peste cap! Așa crezi tu! Luana, ce bine că ai venit! Ia-o din casa mea! Pe cine? Pe bunică ta! Posibil, adineori era aici. Unde a dispărut? Despre cine vorbești? Bunica ta, Super Granny sau cum o cheamă? Iulia, stai puțin. Bunica mea nu se numește Super Granny. Ah, și m-a anunțat că nu mai vine. Puftim. Și de ce ești așa negru pe față? Pentru că a explodat cuptorul. Ce? Un pui a explodat în cuptor din cauza lingurii metalice. Cum ai putut să faci așa ceva? Și televizorul ars. Cum? A turnat apă pe el. Cine? Cea care ne-a luat telefoanele, tabletele, laptopurile, ne-a ars televizoarele. Le-am văzut sparte afară, pe jos, dar n-am crezut că sunt ale noastre. Și roboțelul meu. Iulian, cine a făcut toate astea? Super Granny! De ce nimeni nu mă crede? Baba aia ciudată ne-a distrus toate electronicele! Tati? Unde e Nintendo Switch? Îl caut de o oră! Hei, ce faci cu sacul ăla? Gata! Gata ce? Am scăpat de toate! Nu mai e! Granny l-a aruncat pe balcon. Cine e Granny? Și de ce ar face asta? Căcică petrecem prea mult timp cu ele în ochi și nu mai suntem liberi să facem altceva. Dar eu vreau să mă joc. Și eu aveam treabă pe telefon și pe laptop. De ce nu cumperi altele? E Black Friday și sunt super oferte. Știi ce? Ai dreptate. Mă duc chiar acum la magazin. Eu mă duc să citesc ceva, că acum am prea mult timp liber. Nu uitați să ne dați un like, ne ajută foarte mult! Mulțumesc! 1 2 Să citească?
Dar Nicolas nu a citit niciodată. Să fi avut baba aia dreptate? Ne petrecem tot timpul uitându-ne la alții? Nu. Eu mă duc să-mi iau telefon și o să-mi iau un iPhone 15. Uite așa de ciudă. Unde te drăbești? Tu! Tu! Ce credeai? Că ai scăpat așa ușor de mine? Am fost până la toaletă. Orice om are din când în când nevoie de ea. Dar ai dispărut! Da, stai jos! Par tare obosit! Sunt! Vrei să-ți mai gătesc ceva? Nu știu... Tati? Nicolas, tu o vezi? Bunica! Nicolas, ce mă bucur să te văd! Mi-a fost dor de tine! Bunica! Până la urmă, Granny e bunica? Arăți diferit față de ultima dată când te-am văzut. Bătrânețea schimbă omul, dragul meu. Îi face nasul și urechile mai lungi, deși el se micșorează. Mă bucur să te văd. Stai mai mult la noi de data asta? Depinde. Ceva ciudat se întâmplă. Baba asta nu poate fi bunica. Vrei să-ți gândească Granny ceva? Mi-e așa foame! Stai așa! Lapte cu fulgi? În ce hal a ajuns lumea asta? Un bărbat adevărat mănâncă carne cu cartofi proaspăt scoși din pământ! Aha! Mai pe la spate, mai pe față, asta îmi spune că sunt un pămpălău! Parcă bărbații nu mănâncă lapte cu fulgi! Vezi tu vreun bărbat în cameră? Eu sunt copil, tati. Și eu ce sunt? Tu nu primești fulgi cu lapte. Știi ce? Eu mă duc să o caut pe Luana. Să văd eu dacă te recunoaște. Foarte bine. De-abia aștept să-mi văd fica. Aha. Tatăl tău se comportă tare ciudat. E adevărat, bunică? Ce? Că tu mi-ai aruncat Nintendo Switch? Nu, dragul meu! Nu înțeleg de ce tatăl tău te-a mințit! Eu nici măcar nu știu ce e ăla! De ce aș vrea să ți-l iau? Cred că tati vrea ca eu să învăț mai mult. De aceea a făcut asta! Probabil! Gata! Eu mă duc să o citesc, Granny! Mulțumesc pentru fulgi! Nu ai pentru ce, dragul meu! Luana nu e acasă și cum eu nu am telefon, nu pot să dau de ea. Liniștește-te, o să vină ea acasă. Cum dau eu de ea? Cum dau eu de ea? Fără telefon, fără internet, laptop. Cum dau de ea? Bunica! Oh, ce mare ai crescut, Eric! Mare și frumos, semeni mult cu mami. Lumea zice că seamănă cu mine. Lumea vorbește prostii. Când te-ai uitat ultima dată în oglindă? Acest copil e o minunăție. N-are nimic în comun cu tine. Știi ce? Ce? Nimic. Ai fost un copil cu minte, Eric? Foarte! Granny are un cadou pentru tine! Poftim! E al meu! E al tău și doar al tău! Mulțumesc, bunică! Baba asta crede că eu nu sunt frumos? Ia uite ce maxilar de bărbat adevărat am! Și ia uite ce păr am! De unde mi-au apărut mie atât de multe fire albe? Trebuie să-mi vopsesc părul, neapărat! Și mă doare spatele! N-am mai avut niciodată durere așa mare de spate! Nu mai văd bine? Ai, dragul
dragul meu, ce s-a întâmplat cu tine? Dragul meu, pleacă de aici! De ce vorbesc așa? Parcă am ramolit, Iulian. Ești bătrână și ramolită și lumea a evoluat în timp ce tu ai rămas în trecut. Nu așa se vorbește cu o bătrână. Mi-ai făcut ceva. Eu? În niciun caz. Ce cauți? Ceva cu care să pot să te văd mai bine. Te văd perfect. Unde e Grini? Ai uitat? Sunt Andreas, nepotul tău. Nepot? Tu ești fiul meu. Bunicule, tu nu ești tată. Ce? M-a transformat? Cine? Granny. Nu știu cine e Granny. Sunt bătrân și arăt de parcă aș avea 100 de ani. Cum e posibil? Și acum că am spart oglinda, am primit 5-7 ani de ghinion. Tată, l-ai văzut pe Iulian? Am căutat peste tot în casă și nu știu unde a dispărut. Nu mă recunoști? Ba da, ești tata. Tată? Iar ai pierderi de memorie. Ți-ai luat pastilele de dimineață? Ce pastile? Ce face? Te rog să le iei chiar acum. Nu! Nu vreau să aud nu! Dacă nu vrei să le iei, o să-l chem pe doctor acasă să-i spui lui nu în față. Să te văd atunci! Bine, bine! Hai, hai, închide-le! Fericită acum? Super! Mă simt cam ciudat după pastilele astea. Te ajută să te concentrezi mai bine, să nu te mai pierzi așa ușor în gânduri. Cum spuneam, eu sunt Iulian. Tată, cum adică tu ești Iulian? Eu sunt, nu mă recunoști? Eu îl recunosc pe tatăl meu. Tu nu înțelegi? Deci întotdeauna trebuie să apară același castron cu fulgi și lapte. Stai așa. Lapte cu fulgi? În ce hal a ajuns lumea asta? Un bărbat adevărat mănâncă carne cu cartofi proaspăt scoși din pământ. Aha. Mai pe la spate, mai pe față, asta îmi spune că sunt un pămpălău. Totul se schimbă atât de rapid în jurul meu. Dar castronul cu fulgi e întotdeauna același. Cred că trebuie să-l sun pe doctor. Nu ai telefon. Normal că am. Oh, nu! Are telefon! Și tu ai Nintendo? Televizorul ăsta nu ar trebui să meargă. Dar am turnat apă pe el pentru că era prea mare ca să-l ridic. Ce ai făcut? Apa? Pe el? A făcut câteva scântei și s-a închis ecranul de tot. Nu!
Merge! Ce are bunicul? Cred că și-a pierdut memoria de tot. A uitat cine e. Nu mai înțeleg nimic! Absolut nimic! Baba aia a intrat la noi în casă pe nepregătite și a furat tot, după care l-a pus într-un sac și l-a aruncat pe balcon. A distrus tot ce aveam noi mai de valoare în casa noastră. Ce se întâmplă cu mine? Nu mai înțeleg nimic! Nu mai înțeleg nimic! Tată, te rog să-ți revii! Te rog, tată, nu ne părăsi! Am nevoie de tine! Nu ne uita! Dar... Bunicu! Ha! Pentru o clipă am crezut că sunt tatăl, deși sunt bunicul. Ce glumă proastă am făcut! Ha! Ne-am speriat! Te rog să nu mai faci asta niciodată! Stați liniștiți! Din când în când mai uit de mine, dar îmi revin foarte repede. Mă bucur! Mă duc să-ți pregătesc ceva de mâncare. Eu mă duc să mă joc puțin. Nu uitați să ne dați un like! Ne ajută foarte mult! Mulțumesc! Din dată am ajuns bunic! Cine știe mai încolo ce o să fiu? De ce ești supărat? De ce? Mi-ai transformat viața într-un coșmar! De când ai venit în casa noastră, totul e pe dos! Și e rău? Rău! Rău! E un dezastru! Mă simt atât de singur în propria mea casă! Înconjurat de familie și totuși neînțeles de nimeni! Da! Da! Lumea s-a schimbat, dragul meu! Înainte ne priveam în ochi când vorbeam unul cu celălalt și aveam atâtea să ne zicem! Stăm separați fiecare într-o lume falsă și am uitat cu totul de lumea în care trăim! Am evoluat! Nu mai putem fi ca înainte! Și totuși putem să combinăm trecutul cu prezentul! Poate! Poate? Ești trist aici pe canapea și nu a observat nimeni! Ai dreptate! Mă bucur, dragul meu! Hei, hei! Încă sunt bătrân! Vreau să fiu ca înainte! Mă simt plin de energie! Nu mai sunt îmbrăcat ca un moș! Nu mai am ochelari! Văd! Oh, sunt eu în sfârșit? Chiar eu! Luana! Nicolas! Hei! Și vocea mi s-a schimbat! Sunt eu! Tati! Pentru ce trebuia să ne iei telefoanele? Și Steam Deck-ul! Și Nintendo! Și tableta! O să le primiți înapoi! Dar mai întâi vreau să vă spun ceva! După care ni le dai? Mă gândeam să ieșim azi afară! A nins și așa frumos! Da, vrem! De acum încolo vom petrece mai mult timp împreună. Nu e un plan chiar rău! E unul fantastic pentru orice familie! Am învățat asta pe propria mea piele. Atunci bătaie cu zăpadă! Super! Zăpadă! Și noi ce facem? Ne alăturăm lor! Aleargă, aleargă! Mai mult soi, Bing! Uia! Nicolas devine îngeraș! Oh-oh! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați! Pa, pa! Sunt singur acasă și ar trebui să-mi protejez casa! Să plec! După toate pregurile pe care mi le-ai făcut, să plec! Și ne-a plătit
în niciun caz!